Bună seara, stimați telespectatori! A mai trecut o săptămână și uitați, încet, încet, vara se duce, se duce, toamna, deja am intrat în toamnă și perspectiva anotimpului friguros se arată la orizont. Da, ceea ce e mai rău că ziua acuș-acuș este egală cu noaptea, după care va da prioritate nopții ca întindere. Astăzi, împreună cu inginerul Cornelu Velișcu, fondatorul grupului de firme Melcret, o să încercăm să mai lămurim câte ceva din această manipulare, veșnică manipulare. Și așa zice analiști, contribuie la această manipulare. Pe parcursul emisiunii, o să vedeți cum. Tot mai multe voci susțin faptul că criza economică mondială, cea mai gravă din ultima sută de ani, nu este generată, așa cum se spune, de pandemie, ci doar amplificată. Să deducem că fiecare criză are lai motivul său? Da, așa este. Nu pot să contrazic opiniile generale. Că virusul este un motiv care o accentuează, care i-a generat o altă latură, care reprezintă o scuză pentru cei care nu știu să conducă economiile țărilor din întreaga lume, da, haideți că până la întreaga lume ne uităm în grădina noastră, care nu știu să conducă ceea ce trebuie condus, că atunci când sunt probleme, nu te împrumuți până să-ți plesnească burta, să te umfli prea tare și să cheltui banii aiurea, ci din contra, trebuie gospodăriți cu maxim de discernământ. Pentru că când nu ai bani sau când e criză, fiecare ban trebuie gândit, dichisit, pus acolo unde produce mai mult decât valoarea lui. Am să rog pe Cornelu Velișcu, un om cu expertiză deosebită în economie, un om care toată viața lui a avut ca scop să lase ceva în urmă. Și dacă mă gândesc la invențiile lui, care nici astăzi nu sunt depășite, pentru că și invențiile au o durată de viață, după care tehnologic devin depășite. Dar ale lui încă sunt vii. O să încerc împreună cu dumnealui, pentru dumneavoastră, bineînțeles, să vedem dacă prima frază rostită de mine este adevărată sau falsă. Și așa vom face toată emisiunea. Cornelu Velișcu. În general, sau majoritatea experților în domeniul economic spun că este posibilă o criză economică. Însă eu aș face o precizare. Se știe că economia este ciclică, se spune. Exprimarea dezvoltare economică. Dezvoltare economică. Este ciclică. Deci are niște ritmuri de dezvoltare mai mari, după aceea scade și după aceea iară crește. Cea mai mare parte a acestor analiști sunt din economia de piață, economiile dezvoltate. Mi-aduc aminte că și în 2008-2009, da, criza anterioară, economiile occidentale au scăzut ritmul și se spunea că sunt în criză. Deci dacă ei din loc de 4% creștere sau 3% creștere au 0,1%, 0,2% creștere, e criză.
Ei, de fapt, deci, ca să ne înțelegem, ea este totuși o creștere. S-au adaptat la o anumită politică de a nu genera pentru criza din 2007-2008 cu consecințe și 2009, a fost criza unei bănci. Da, da, a fost criza financiară. Care a generat ca tsunami, s-a dus în întreaga lume, da. Deci, luând așa în considerare, da, poate să fie criză. Pe care pandemia s-o accentueze, ca să spun așa. Acum, ce se întâmplă? Pandemia asta, din păcate, având în vedere că tratament încă nu s-a găsit, vaccin încă nu e disponibil, această boală ne va mai ține în curs, ca să spun așa, încă un an de zile, după opinia mea, și nu numai după opinia mea, încă în curs. Asta nu înseamnă că printr-o organizare bună, prin decizii bune ale oamenilor de afaceri și ale guvernului sau ale guvernelor, ca să nu ne referim numai la noi, da? Această posibilă criză să nu fie chiar așa catastrofală. Eu mă gândesc însă, având în vedere globalizarea, cât de mult ne influențează pe noi scăderea în America în trimestrul 2, dacă nu mă înșel, a produsului intern brut cu 30%. Mie mi se pare enorm de mult 30%. E adevărat că acum se anunță că în ultima lună a crescut față de luna precedentă cu 9%, 8%, 7%. Deci creșteri importante. PIB-ul României în trimestrul 2 față de trimestrul 1 a scăzut cu 12,3%. Așa este, da. Și este consecința faptului că multe întreprinderi datorită... Dar nu are legătură cu criza din America sau cu producția din America. Am dat exemplu America pentru că acolo știam cifrele mai exact. Da. De asta am dat exemplu. Dar la fel s-a întâmplat și în Franța. Da? În Germania scăderea nu a fost... America raportat la populație este mai afectată decât România. Da, da. Francezi la fel. Problema este că scăderea Germaniei, de exemplu, a Franței, ne poate influența pe noi într-o măsură mai mare. A merge într-o măsură mai mică. Da? Pentru că, de exemplu, dacă ne... Ponderea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană e mult mai mare. Exact. Față de... Ajunge aproape la 60-70%. Da. Într-adevăr, noi trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în Europa. Sau ce se întâmplă în țările cu care avem relații economice mai importante. Și, în mod deosebit, ce se întâmplă în țările în care exportăm. Acest lucru este deosebit de important. După aceea, o criză, de regulă, afectează și nivelul de trai. Noi ar trebui să facem pe dracu un patru, cum se spune. Eu aș putea spune, în primul rând, afectează nivelul de trai. Pentru că orice criză este depășită pe spinarea dumneavoastră, a tuturor celor mulți. Da, în general, acum vorbind așa, pur teoretic. Teoretic? Deci, și practic, economiile cresc, da, cu un ritm de 4, 5, 7%, da, vezi, inclusiv China cu 12%, da? A fost. A fost, da. Cresc și la un moment dat nu mai e loc să mai crească. Da? Și atunci ce se întâmplă? De ce nu mai este loc să mai crească? Pentru că nu mai are cine să cumpere. Consum. Deci din cauza consumului. Deci nivelul producției este alimentat de consum. Exact. S-a creat un anumit echilibru la un moment dat. Și încă n-au apărut acele produse care să fie dorite absorbite și cumpărate, absorbite de piață. Da. Ei, România nu e cazul să ne gândim că am ajuns la o saturație de produse. Adică în România oamenii încă vor televizoare, dar nu o marcă de televizor cum e la modă în alte țări. Da. Noi avem diversitate mare în importuri.
Da, importurile au scăzut, au crescut iar drastic. Exporturile au crescut și ele, dar foarte, foarte puțin, în așa fel încât deficitul a crescut comercial. Este de 10 miliarde de euro pe lună. Mult, foarte mult. Enorm. Am făcut noi ce trebuia să facem ca să reducem acest deficit? Fără discuție că nu am făcut. Este o certitudine. Numai când mă gândesc la produse alimentare, îmi vine rău. Dar nu numai. Sau agricultură. Noi am luat-o de mai multe ori. Bine, da, asta mi se pare așa. Este inadmisibil să ai niște bazine hidrografice care ți le-a dat Dumnezeu și să nu știi să dirigezi apa pentru pământul ăsta minunat pe care îl avem, să producem mâncare cât cuprinde și colac peste pupăze după ce că nu le avem pe primele trei și cele care le avem ca produse alimentare primare, noi în loc să înmagazinăm forță de muncă, le exportăm și importăm sunt, da. Din deci, afară, sfărâmate, cu apă în ele sau cu ce mai este, cu forță de muncă străină înglobată în ele. Deci, mintea omenească nu poate să gândească așa o prostie. Dar asta numai într-un domeniu. Într-un domeniu. Dar hai să revenim. Hai să revenim. Semnalele viitoare, crize, veneau de multă vreme. Da. Din de urmă. Anul trecut, cel puțin... Anterior invaziei... Da, anterior pandemiei și coronavirusului. Interesant e că aceste semnale veneau cu pregătire de la statele cu economii solide. Da. America, China, da. Rusia, Statele Unite, deși, am spus și America, da, spus, Germania, care Germania, e da. Cel mai mare producător. Dacă aceste crize au avut informații, aceste state au avut informații despre criză, interesant că n-au luat măsuri să le împiedice. De ce oare? Hai să încercăm să găsim amândoi o cauză. Poate nu cea corectă, dar să încercăm. Eu am să îmi exprim niște puncte de vedere. Ce poate gândești? Că nu, e, nu ce sunt gândești? Cele mai... Ce spune flerul tău economic? Da. Multe crize economice au încetat atunci când s-a întâmplat un fenomen sau o criză economică nu a apărut și a fost amânată cu câțiva ani, când a apărut un alt tip de fenomen. Da? Și am să dau un exemplu așa banal. După 1990 ar fi trebuit să apară o criză în economia occidentală. N-a apărut. De ce? Păi s-a eliberat un spațiu comercial foarte mare în fostele țări comuniste. Iată că a salvat-o. Un debușeu de desfacere. Exact, un debușeu important de desfacere, mai ales într-o piață care era avidă și de... Și nu numai. Acel debușeu a absorbit toate prostiile pe care le făcuse și capitalismul, că și capitalismul face prostii. Da. Fără îndoială. Fără îndoială. Deci s-a putut vinde. Au scăpat. E, vă spun drept, dacă e să fie criză, dacă e să fie criză, așa cum se vorbește, o nenorocire de criză, situația internațională va deveni extraordinar de importantă. Starea, conflictele între state, între guverne, inclusiv în cadrul alianței NATO, devin importante.
Statele Unite manifestă o tendință, aș zice, naționalistă, corect, corectă, după care nu trebuie neapărat judecată. Judecată în sens negativ? Nu neapărat în sens negativ, dar amenințările de tipul nu mai luăm vin din Franța, nu mai luăm din China nu știu ce componente electronice, nu mai luăm din Germania nu știu nu ce... Nu mai e, dar vor să le facem împreună. Da, nu mai luăm mașini autoturisme din Germania. Astea nu ajută la evitarea crizei. Asta nu ajută cu siguranță la evitare. Ba, din potrivă. Prietene, nu trebuie să uităm că președintele american este un om de afaceri. Da, dar el gândește pentru... Prin prisma. Asta el gândește în mod deosebit pentru America. Țara lui. Da. Ceea ce nu este rău. Numai și că, știe și să joace. Da, chiar prea dur. Dar poate că așa trebuie. Ei, la asta nu mă pricep. Auzi, noi chiar nu prea am crescut în rânduirea asta. Nu. Ne-am născut, dar n-am crescut. Asta e o altă discuție, merită să o dezbatem altă dată. Cert este că aceste, să zicem, amenințări reciproce, cu ghilimele de rigoare, da? Vezi Uniunea Europeană, Anglia. După ce se stabilește acum un an că ăsta e acordul de liber schimb care se va intra în vigoare peste un an, da? Iată că Anglia zice, pardon, nu mai vreau. Crezi că se găsesc pe toate drumurile 40 de miliarde de euro? Că asta e miza. Dom'le, atunci ce facem cu dreptul internațional? Poftim? Dreptul celui mai puternic. Dar n-am lămurit prima temă. Spuneam dacă astea patru țări au mirosit, au palpat această criză. Deci, de ce n-au încercat, cum spuneai în anii 90, să găsească ceva ca să împiedice criza? De ce crezi? Uite, stau și mă gândesc așa. Uite, te ajut eu. Dau numai un exemplu. Da. Germania este pregătită sau era pregătită, dând deoparte pandemia. Și dau câteva exemplu. Face conducta cu rușii? Bineînțeles că o fac. O face, da? Are relații comerciale cu China? Bineînțeles Bine mersi, multe. Multe de tot, da? Dar vorbim, nu cumva să facem relații cu chinezii sau cu rușii. Dacă vin prea mulți acolo, scade... Deci, vedeți că Germania a făcut ce a crezut de cuviință, cu perspectivă destul de departe, spre deosebire de noi care nu gândim sau nu acționăm într-o perspectivă sau de 10... Suntem lăsați să acționăm. 10-15 ani. Nu gândim suficient, dar ei au gândit-o. Eu gândesc în spiritul lor naționalist și bine fac. Rău facem noi că nu gândim ca ei. Iată că nemții nu cred că ar fi intrat într-o criză în genul negativ, deci o scădere negativă a produsului intern brut. Eu cred că ei au făcut ce trebuia să facă ca să nu se ajungă la o criză. Știi ce vreau eu să-ți spun? Poate greșesc. Dintr-o criză, cine iese în mod natural, cum până acum întărit. Că unii sunt distruși, iar câțiva victorioși... Dom'le, întotdeauna într-o criză, da, unii pierd și alții câștigă. Așa, zdravă. Și care sunt cei care câștigă? Pe cei cu bani, în primul rând. Deci aia puternici, dragul meu. Da. Și atunci nu ți se pare că a fost lăsată sau neglijată, sau pentru că dacă spunea, vezi românii, vezi bulgarii, vezi, mai știu eu cine, Serbia sau nu știu care, luați ceva, niște măsuri, nu câștiga cumva o țară din asta puternică mai puțin? Dar ce interesă? Păi asta e problema. Deci vorbim de globalizare, când vorbim de globalizare,
de fapt, este numai faptul că există comerț internațional puternic. Da? Hai să schimburi, vezi, schimburi, în finalul emisiunii, când o să ajungem mai aproape de globalizare, o să spun o teorie de-a mea, care este greșeala globalizării, că și aici este o greșeală. Păi, eu... Prietene, specialiștii susțin că planeta intră probabil într-o criză care nu are un precedent în istorie. Și dau vina pe această globalizare. Dacă privim în trecut, crizele anterioare au fost legate cu pregătire de perioadele de după război. Înainte, în timp și după. Trăim în această perioadă un război invizibil? Cuvântul război... Războiul crea... îmbracă mai multe forme. Da, și poate crea un fel de panică. Dar, dacă ne uităm pe scena internațională, și noi care suntem mai în vârstă și am trăit și perioada războiului rece și... Stai și te gândești ce se întâmplă cu atitudinea Turciei. Ce se întâmplă cu atitudinea Rusiei. Nu ne mai putem înțelege? E o chestiune. Și atunci, în loc de război rece, când era clar, occidentali și socialiști. Vrei să spui, era mai simplu. Era simplu. Da, băi, ăștia bun, asta, ăștia război, asta. Acum, lucrurile sunt mai complicate. S-a mai întâmplat ce s-a întâmplat cu Nordul Africii și cu Asia Mică, da? Unde și-o baga coada cineva, da? Nu și-a băgat. Sunt lucruri rezolvate la un anumit timp, moment, datorită unor influențe de factori în favoarea unuia sau altuia, care între timp și-a întărit mușchii și vrea o altfel de pace. Deci, tot timpul sunt reașezări. Da. Dar ce s-a întâmplat în această zonă a dus la o imigrație foarte mare. Cu problemele ei. Eu nu spun că este rău sau bine. Pe ce s-a întâmplat? S-a scăpat natalitatea din mână în Africa, iar Europa are natalitate negativă în majoritatea țărilor și are nevoie de forță de muncă. Da, numai că așa. Unul este căzut din copac, are brațele puternice, vedeți și la întreceri sportive, sunt fruntași pentru că organismul lor e altfel adaptat, are nevoie de ea, dar în rest deranjează. Deci, dacă ne gândim iarăși la o posibilă criză majoră, da? Ea poate să fie majoră. Repet încă o dată, dacă Europa va scădea cu câteva procente, se va spune că e cea mai mare criză, da. Dar sunt mai câteva procente. Mie mi-e frică să nu fie prin neluarea de către noi a unor măsuri preventive, ca să spun așa, să nu fie de 10-15%, care a însemnat într-adevăr o tragedie. Ce să fie 10-15%? Scăderea produsului intern brut. Păi s-a scăzut de la un trimestru la altul cu 12,3. E adevărat, dar revenim... Prognoza de o treime. Da, dar revenim acum. Da? Da. Ei, pe o medie anuală ar putea să fie să nu depășească 10%. Dragul ceea ce oricum e mult. Când un trimestru față de altul e 12,3%, dacă mulțești cu 4... Nu, că nu se mulțește cu 4. Se face la fiecare. Un trimestru față de altul a crescut cu... Păi da, cu... Bun, da. Dacă e așa... Da, păi chiar
nu suntem în stare, după părerea mea, trei, o să tot, fie la fel totul de... va fi la o treime. Inflația la o treime, pentru că puterea de cumpărare deja a ajuns undeva la o treime, PIB-ul scade, tragedie. Importurile cresc, exporturile scad, condițiile de acordare a creditelor, vorbesc la România, din ce în ce mai aspre. Da. Eu sunt puțin mai optimist. E bine, e foarte bine. Noi am trecut prin crize în anii 90, dacă și știți, vă duceți aminte, sigur, da? Prin când inflație, mai mult. Când s-au blocat conturile în valută. Le-au blocat, nu le-au luat. Păi ni le-au luat, da. Da, și aveai da. Contract de realizat. Nu știu, e vorba de întreprinderi, să da, nu înțeleg da. Cineva altceva. Da, și pentru că vorbeam de bani, haideți să luăm o pauză publicitară, să dăm posibilitatea și Teleamului să câștige niște bani munciți. Publicitatea.